îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfe de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în străfundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare. Iată că nu închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu vei opri îndurările Tale, ci bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele, fără număr, mă împresoară. M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vină, Doamne, de grabă în ajutorul meu! Să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce îmi doresc pierzarea. Să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce îmi zic, ha, ha! Să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută. Cei ce iubesc mântuirea Ta, să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și zbăvitorul meu. Nu zăbovi, Dumnezeule. Amin. Amin. Cinste Ție, Doamne Iisus, Cel ce ai fost disprețuit. O miel sfânt, Cel ce pentru noi chiar și moartea ai suferit. Cel ce-ai fost
Să se închine la Părintele Ceresc, râuri de iubire pline curg din tronul părintesc. Cântarea adunare. Când vin frații să se închine la
striga așa ca David, să trăiască Domnul meu. Amin. Amin. Și în această cântare ne aducem aminte și de sora Rodica, care a scris versurile inspirate din psalm, bineînțeles. O, ce valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus, o, ce jertfă minunată este jertfa lui Iisus. Amin. O, ce valuri de îndurare. Și se pregătește fratele Iov o poezie.
te apropii fără teamă de prea sfântul Dumnezeu. Domnul sprijină aceasta. Ce importanță e credința. Doar crezând ne putem apropia de El. Și putem accesa făgăduințele sale nespuse mari și scumpe. Fratele, eu are, cred că, o poezie chiar legată de credință. Vii aici sau... Vine. Poezia mea are o legătură cu... cu ucenicii și cu Domnul când sunt pe mare și apare furtuna. Nu știu dacă furtuna apare atât de bine văzută ca atunci în viața unei comunități. Dar știu că în viața particulară acolo apare furtuna de multe ori. Și că aceasta este foarte importantă, să știm cum se liniștește această furtună. Apelând la Iisus, sigur că da. Și sigur, la Iisus, cum poți să apelezi? Prin credință, ceea ce ne spunea fratele astăzi. Furtună pe mare. Azi ce lecție ne vei da? Voi merge cu voi cu barca. Dorești să te ducem undeva? Treceți de partea cealaltă. Ucenicii încep a vâsli. E o cale până acolo. Iisus, obosit, a adormit. Marea s-agită, valuri au pornit. Ucenicii observă lipsa lui Iisus. Unde-i Domnul? Căutați-l! Puterile ne sunt limitate, iar Iisus lipsește. Iisuse, învățătorule, s-a pornit o furtună pe mare. Vino să vezi ce se întâmplă. Iisus, cu un calm al său specific, ridică mâna împotrivă. Taci, vântule, liniștește-te, mare. Deodată totul se liniștește. Dar și o tăcere în barcă. Tot se miră cum vântul, marea, pe el îl ascultă. Oare cu cine avem noi a face? Lui și vântul și marei sunt supuse. Noi pescuim din Tată în Fiul Iisuse. Dar ca azi n-am mai văzut să dea cineva comandă vântului și mării și să-i se supună. Iisus îi corectează spunând: unde vă este credința predată ieri? Voi trebuie să credeți. Nu-i suficient să știți. Această lecție ieri v-am predat-o, spunând să nu vă mai îndoiți. Ca valul mării, ca să nu vă risipiți, credința practicată este de folos. Împreună practicate își au rost. Amin. Amin. Pe oceanul infinit cu valuri, grija m-a cuprins, plutesc spre casă, obosit, cu catarul zdrențuit.
Oh!
zi tot mai dator mă face grația ta. Ca și un lanț strânge sufletul, Doamne, bunătatea ta. Și eu umblu pe drumul tău, fie oricât de spinos. Fericit sunt că pot păși pe urmele lui Hristos. Ce frumos! Domnul să ajute și să fie o realitate bine în viața noastră. Am amintit dimineața, chiar am deschis serviciul de astăzi, de închinare, cu Psalmul 34, am amintit puțin. Și aș aminti de aici, încă puțin. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. I-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Ce frumos! Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și voi mai citi versetul 8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Amin. Și care se alimentează din El. Asta înseamnă să ne credem în El. Să ne hrănim din Dumnezeu. Am cântat o cântare în mijlocul vostru la un moment dat, Psalmul 34, care este chiar inspirat din cântarea inspirată chiar din acest psalm. O să mai cântăm și astăzi. Să vedem dacă mi-aduc aminte de El. L-am căutat și l-am găsit, de temeri m-a izbăvit. Când privești spre El, te luminezi, rușinea El ne-aștept, rușinea El ne-aștept. El m-a auzit, necazul meu l-a risipit. El face scurt pe stea lui sfânt, îi va elibera, îi va elibera.
pentru Domnul meu binecuvântat, fii de noi mereu, veșnic voi cânta. Să ne ajute să ne încredem în El mereu. Frate Iuliu? Astăzi fratele Eugen a vorbit frumos despre credință și a adus câteva argumente frumoase care ne arată importanța credinței în viața noastră. Vreau să spun că Dumnezeu, după ce ne-a tăluit credința, că este un dar de la Dumnezeu, credința, așa credeți toți, ne-a dat și asigurarea ei că nici de cum nu o să ne lasă cu niciun chip, nu o să ne părăsească, poate n-am zis chiar corect, dar în Evrei 13, cu niciun chip n-ar să te las, cu niciun chip nu te vei părăsi. Așa. Aceasta este asigurarea credinței din partea Lui. Iar pentru noi este o siguranță a credinței. Așa cum credința are și o temelie. Ne amintim? Care e temelia credinței noastre? Credința fără fapte. Da, este adevărat. Domnul Iisus Hristos. Și aceasta e adevărat. Este Cuvântul Lui Dumnezeu. Temelia credinței noastre este Cuvântul Lui Dumnezeu. Și tot așa, credința are și un apogeu, are un vârf, are un triumf. Domnul Iisus e Cuvânt. Da. Amintiți-vă din hotărârea de dimineață pe care am citit-o mulți mai înainte. Încheie. Eu nu voi murmura, nici nu mă voi supăra contra la ce providența divină prevede de bine și permite, pentru că credința puternică se încrede Lui vie orice. Deci dacă cineva a ajuns la această stare ca să poată zice în toate lucrurile facă-se voia ta, atunci am ajuns la un triumf al credinței. Nu înțeles cu fratele Iovu. Dar tocmai la poezia asta m-am gândit și eu, Furtuna, am o poezie cu Furtuna, dar e mai scurtă, dacă îmi permiteți tot așa și vreau să o spun și eu. Se învolburase marea furioasă și valurile ei zburdau într-una. Peste imensa întindere albastră, nori negri au dezlănțuit furtuna. Corabia intrase în derivă,
iar valurile o loveau cumplit. Țărmul era departe și în vâltoare Domnul dormea la cârmă liniștită. Învățătorule, nu-ți pasă că perim? Vorbindu-i, ucenicii l-au trezit. El s-a sculat, certând vântul și marea, taci, fără gură, iar vântul s-a oprit. Erau uimiți că la porunca lui furtuna s-a oprit și vântul a încetat. Marea s-a așezat și liniștit, iar barca s-a oprit din legănat. Apoi le-a zis, de ce sunteți fricoși? Voi nici acum nu știți cine sunt eu? Tatăl mie mi-a dat toată puterea, aveți credință și slăviți pe Dumnezeu. Adeseori și noi, și nouă, ni se pare că navigăm singuri în largul mării, iar Domnul ne-a lăsat singuri la cârmă și noi plutim la voia întâmplării. Dar Domnul ne încearcă doar credința când navigăm pe mare spre țărmul liniștit. Deși credem adesea că ne învinge valul, Domnul ne așteaptă în portul spre care am găsit. Amin. Mulțumim Domnului și ție, frate Iulian. Și poeziile au frumusețea lor, ca și cântările. Și poeziile au melodia lor. Important este să avem o inimă bună, știți? Că dacă avem o inimă bună, primim și cântările și poeziile și ne bucurăm de cuvânt, de fiecare lucru care se face spre slava lui Dumnezeu. O cântare care s-a cerut. Cântarea 210. Așa. Și 220. Ajungem și la 220. Ce frumoasă-i casa Domnului, unde merge un sfânt popor. Acolo-n fiea adevărat, dacă acolo vom intra. Ce frumos, ce frumos vom vedea, vom vedea, dacă acolo vom intra, vom intra. Ce frumos, ce frumos vom vedea, vom vedea, dacă acolo vom intra.
Să intrăm să vedem frumusețea casei Domnului. Cântarea 220. Credința mea e o pozitivă pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma, Hristos ca stâncă în veci va sta. Căci a salvat sufletul meu în veșnica pierzare. Yeah.
dat lacrima de dor, să te iubesc, să mă înfior și să-ți aștept venirea. Amin. Mulțumesc, Domnul, pentru aceste clipe în care am putut să lăudăm și să preamărim numele Lui Cel Sfânt și al Domnului nostru Iisus Hristos.